Bună dimineața din nou! Mă bucur că sunteți aici și că suntem împreună. Și subiectul care l-am ales pentru astăzi este despre noțiunea de karmă de neam. Nu o să intru foarte profund în ea, va fi mai mult așa de introducere și de prezentare generală. Și pentru asta am ales câteva puncte pe care m-am gândit să le urmăresc. Și anume, să vedem ce este karma de neam, să ne gândim dacă este poveste sau realitate, de unde vine și ce conține, dacă o simțim, dacă o vedem, dacă ne afectează, cum o identificăm, cum o cuantificăm. Și mult mai important și cel mai important, după părerea mea, cum o putem folosi în avantajul nostru, în beneficiul nostru, în fiecare zi a vieții noastre. Și pentru asta o să încep cu două experiențe personale. Mai exact, două constelații ale mele făcute de-a lungul anilor. Prima dintre ele am făcut-o acum 4 ani de zile, cam așa, cu Mihaela Argeșanu. Tot așa în grup, la fel ca și aici. Pe vremea respectivă mergeam la ea. Și eram într-o relație de cuplu tumultoasă. Cu multe certuri, cu multe despărțiri, când eram împreună, când nu eram împreună, când ne era bine o lună de zile, după care brusc pleca la el acasă. Nu înțelegeam nimic. Sentimente reciproce erau multe, prin urmare suferința era pe măsură și am zis ce mă fac. Ok, am zis constelațiile sunt soluția supremă. Și prima constelație am făcut-o acum 4 ani, exact despre relația de cuplu și anume armonizarea și echilibrarea relației mele de cuplu cu partenerul. Bineînțeles, reprezentant, m-a reprezentat cineva pe mine, cineva relația de cuplu, cineva a fost cauza pentru care nu ciufleam, cineva armonizarea. Toată lumea în picioare, frumos în fața grupului. Nu se întâmpla nimic. Pur și simplu nu se întâmpla nimic. Nimeni nu avea nicio treabă cu ceilalți. Ce să facem? Bun, i-am scos pe părinți, pe mama, pe tata. Mama parcă a început să miște un pic. Era un pic morocănoasă, nervoasă, nici ea nu știa de ce. Tata se retrăsese undeva într-un colț. Parcă nici nu făcea parte din constelație sau din viața mea. Eu sau partenerul, cei din constelație care mă reprezentau, la fel. Nici o treabă. Liniștiți amândoi, într-o parte. Ce ne facem? Tot nu se întâmplă nimic. Întrebam cauza. Care este problema? Bun, am mers mai departe. Și i-a scos Mihaela în față pe părinții mamei mele. Pe cei doi bunici, la vremea respectivă, nu mai erau în planul ăsta, erau decedați, adormiți, dar eu i-am cunoscut foarte bine în viață. În momentul în care au fost scoși în constelație, lucrurile au început să se schimbe radical. Mama a început să fie din ce în ce mai agitată și nervoasă și a început să plângă. Bunica, la fel, manifesta o suferință. Nici ea nu știa ce se întâmplă cu ea. În orice caz, postura pe care o avea bunica era de victimă. Și bunicul, exact așa cum au fost în viața reală. Bunica în postură de victimă, aoleo, aoleo, și bunicul, un yang, puternic, dominator, tip călău, un pic mai dur. Eu, lângă Mihaela Constelatoare, stăteam și mă uitam la constelație și îi vedeam pe cei doi bunici care s-au manifestat pe tot parcursul constelației, ca și când eram eu și partenerul meu. Același joc și dinamică în relație de ceartă, împunsături, competiție, supărări, suferințe. Da, de ce așa? Da, de ce nu faci așa? Și așa mai departe. Tot tacâmul, bătaie n-a avut loc.
Dar în rest, tot tacăm. Verbal, cu împins ușor, cu... Deci, cu oarece răutate. Deci, efectiv, în constelația respectivă, de la început până la sfârșitul constelației, nu m-am manifestat eu, nu partenerul meu, nu relația mea de cuplu, exclusiv bunicii. Aia a fost constelația, în care ei doi, la final, au reușit cât de cât să vorbească unul cu celălalt și să încerce să facă pace. Și a fost o constelație suficient de lungă, s-a încheiat atunci. După constelația respectivă, dinamica în relația mea de cuplu s-a schimbat în ce fel? Perioadele în care eram împreună s-au mărit. Bucățelele în care eram supărat și în suferință s-au diminuat. Dar a continuat dinamica la fel, cu împăcări și despărțiri. Bun, am mai trecut niște ani, vreo 2 ani. Am cunoscut-o pe Nușa și anul trecut, pe la început, ceva de genul ăsta, am mai făcut o constelație tot pe același subiect. Zic, de data asta, în mod sigur, ajung la mine și la partener, evident. Armonizarea și echilibrarea relației de cuplu. La fel. E o constelație reprezentată, ok, chiar de Silvia, care nu e aici, dar poate vine. Partenerul meu, relația de cuplu, cauza și armonizarea. Bun. Din nou, pauză. Nimeni nu manifesta nimic. Toată lumea era liniștită, toată lumea era pe post de observator, nimeni n-avea nicio emoție, nici măcar relație unul cu celălalt. Nu și-a întrebat. Ai vreo treabă cu cineva de aici? Sunt indiferent și cu ei și fără ei. Ce ne facem? Hai, luăm iarăși părinții la rând. Ridicată mama, ridicat tata. Tata la fel. Puș, 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 s-a retras într-un colț. Mama a început cât de cât să aibă niște sentimente, emoții. Parcă avea o treabă așa cu mine. Parcă o știu, parcă o simt, parcă cu ea am ceva de împărțit. Adică mama cu mine, în constelație. Dar nu suficient de mult. Bun, și atunci, ce ne facem? Pe cine mai scoatem? Întreabă Nușa, e cauza din viața asta sau din viețile anterioare? Din viața asta, clar. M-o să fie, păi și ce se întâmplă? De ce nu se întâmplă? Când la un moment dat, din persoanele care încă erau jos și nu făceau parte din constelație, se ridică o persoană. Eu trebuie să fac parte din constelația asta. Păi de ce? Pentru că sunt plin de nervi, am o treabă cu voi și trebuie neapărat să fac ceva. Nu pot să stau jos, trebuie să mă ridic. Ok, cine ești? Nu știu. Ești femeie, ești bărbat. Cred că sunt bărbat. În momentul în care s-a ridicat în picioare, eu care eram lângă Nușa și mă uitam la constelația mea, îmi trece prin cap, zic că ăsta e bunicul. Îl mai lăsăm puțin, hai, intră în constelație, începi și manifestă-te, vezi cu cine ai treabă. Păi am treabă cu ea, numai cu ea am treabă, adică cu cine, cu mama mea. Ce treabă ai cu ea? Ție soție, ție copil, ție părinte, ce ție? E mai mare ca tine? Nu. E mai mică ca tine? Da. Ce ție? Păi, cred că mi-e copil. Zic, a, e clar. Eu de aici zic că ăsta cred că e bunicul. Întreabă Nușa. E posibil să fie bunicul? Ce e posibil? Și a început, în momentul respectiv, iarăși, un joc de cuvinte și o dinamică în care bunicul încerca să-și ceară iertare mamei mele pentru toată copilăria și tinerețea dură. Dură verbal, dură inclusiv câte o scatoalcă, două, trei, față de mama mea. Mama mea care nu putea să-l sufere. Nu pot să-l văd, nu pot să-l înghit. Ce cauți tu aici? Pleacă de aici, dispar, nu vreau să am de-a face cu tine. În orice caz, după o constelație destul de lungă, cu plânsete multe, cu țipete, cu așa, timp în care eu care eram reprezentată în constelație, partenerul, relația, cauza, erau undeva observatori. Toată constelația respectivă, din nou, n-a fost vorba nici despre mine, nici despre partener, nici despre relația mea de cuplu. A fost exclusiv împăcare între, împăcare sau început de împăcare, între mama mea și bunicul meu. Bunicul meu care singur a intrat în constelație. Deci avea multă nevoie să se manifeste. Deci două constelații, unde dai și unde crapă. Ce vreau să spun cu lucrul ăsta? Vreau să spun așa.
că noi suntem. Asta sunt eu, de exemplu. Da? Ăsta este partenerul meu de cuplu. Două spirite. Dau un exemplu pentru că am vorbit despre relația de cuplu, dar poate fi vorba despre oricare altă relație între doi oameni. Noi suntem ăștia. Dar ce să vezi? Că în jurul nostru și în câmpurile noastre, noi suntem așa împachetați în multe, 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 multe foițe. De câmpuri, energie, informație. În toate astea, așa cum a zis și Nușa mai devreme, este și neamul nostru, tot din spate. Și atunci, cu cât ne cunoaștem noi pe noi mai puțin, sau am lucrat noi cu noi mai puțin și nu știm care sunt, deci nu știm foarte clar care sunt emoțiile, gândurile, ce ne place, ce nu ne place, o să manifestăm în relațiile pe care le avem, în marea majoritate a relațiilor, relațiile care sunt aici, între noi, undeva, o să manifestăm mai întâi restul informațiilor. Noi o să fim și noi, observatori. Dar ceea ce manifestăm și se întâmplă în relația noastră, vor fi celelalte. Până nu le consumăm pe celelalte, ca să ajungem la noi, e la modul viața ne trăiește pe noi, în loc să trăim noi viața noastră. Și abia acum revenim la primul punct. Și anume, să vedem ce este karma de neam. Când spun neam, mă refer exclusiv la strămoșii noștri. Și mă refer la strămoșii noștri și cei vii, care sunt încă în viață, întrupați, și cei plecați, adormiți, destrupați. Nu sunt morți, doar n-au corp fizic. Deci sunt destrupați. Nu înseamnă că nu mai sunt. Ei sunt. Doar că într-o altă dimensiune și într-o altă manifestare. Deci nu mă refer la karmă de neam la modul general, adică de neam de țară sau neam de planetă sau nu, exclusiv la strămoși. Și avem strămoși în spate care sunt. Cine sunt? Și mama, și bunica, și străbunica, și tot așa, tot așa, tot așa, tot așa, până când nici nu-i cunoaștem. Și de pe partea tatălui, la fel. Mă duc în spate, tatăl, bunicul, străbunicul și tot așa. Spuneai mai devreme că noi suntem suma strămoșilor noștri. Eu am o părere un pic diferită. Din experiență, din experiență, să zicem. Și din ceea ce am învățat, dar și din experiență. Nu. Noi suntem noi. Spirit independent, suveran, integru, care am venit la întrupare pe planeta Pământ. Dar ce să vezi? Ne-am ales varianta optimă de întrupare pentru viața asta. Și pentru varianta optimă de întrupare am găsit familia respectivă, neamul respectiv. Eu ca spirit nu sunt suma neamului respectiv, dar eu am rezonat și cu bune și cu rele din neamul respectiv, pentru că pentru viața asta e cea mai bună opțiune pentru mine. Și atunci, de comun acord cu părinții respectivi, am început să-mi construiesc un corp fizic în burtica mamei mele. Pentru că și pe parcursul celor 9 luni de zile, spiritul coboară, urcă, coboară, urcă, coboară, urcă și ia parte la conceperea corpului lui. Deci mi-am construit, împreună cu părinții mei, un vehicul, o mașină, cu ajutorul căreia să experimentez viața de aici. Și în vehiculul ăsta și în mașina asta și în foițele mele se află toți strămoșii din spate. Că și în corpul mamei sunt, și în corpul tatălui sunt, și uite așa ajung, cum îi spune,
moștenirea genetică, fizică, care s-a demonstrat științific, o avem în fiecare celulă a corpului nostru. Și de-aia putem spune, inclusiv bazându-ne pe știință, că strămoșii sunt cu noi în fiecare secundă, în fiecare celulă a corpului nostru și fie că ne place sau nu ne place, sunt tot timpul cu noi, indiferent unde suntem. În România, în Spania, în America, ei tot cu noi sunt. Să ne separăm de neam e doar așa, o iluzie. Ne putem îndepărta când nu mai putem suporta și este prea mult, aia da. Dar să ne separăm efectiv de ei, n-avem cum. De unde vine karma de neam? Eu o văd așa. Vine din spate, pentru că e vorba de strămoși care au apărut în lumea asta înaintea mea, deci sunt în spate. Eu sunt apărută ultima, deci sunt în fața lor. Și asta este o poziție corectă, inclusiv în, cum să spun eu, și când vă întreabă cineva unde vă vedeți părinții, unde vă vedeți strămoșii, este ok să îi puneți în spatele vostru, nu în fața voastră. Pentru că ei au apărut înaintea mea, în spate. Și atunci, karma de neam vine din spate și pentru că am ales să vin să mă întrupesc pe planeta Pământ și strămoșii s-au manifestat pe planeta Pământ înaintea mea, karma asta de neam se află în strânsă legătură cu Pământul. Mai exact, se află în straturile subtile ale Pământului. În momentul în care eu pun picioarele, de exemplu, plec în vacanță în Spania. Și am în Spania o karmă de neam un pic mai grea. Adică, fie strămoșii au avut o problemă în Spania, s-au manifestat nu foarte drăguț în vieți anterioare față de țara Spania, fie eu într-o altă întrupare, tot așa, nu m-am manifestat frumos în Spania. Și am o karmă, am creat acolo niște energie, am o karmă un pic mai grea. Și mă duc în vacanță în Spania și mă dau jos frumos din avion și pun picioarele pe pământ spaniol. Și surpriză, mi se face rău. Și nu știu de ce. Mama, am ajuns pe aeroport, eram așa de bine în avion și în momentul în care am ieșit pe aeroport, deși nu era cald afară, mie mi s-a făcut rău de la stomac, a început să mă doară capul și a trebuit să mă așez jos ca să nu leșin. Un exemplu. Păi în momentul în care eu mă conectez la pământul spaniol, se activează și karma de neam și energiile de acolo ale mele sau ale neamului. Ok? Deci karma de neam vine din spate și din pământ. Nu din altă parte. Și se află... Iartă-mă dacă te simți excelent în locul în care ai... Înseamnă că ai avut dharma, înseamnă că te-ai manifestat foarte bine și că locul respectiv este egregorul de grup, entitățile și așa mai departe. Se bucură. Se bucură și ție înapoi cât de bine te-ai simțit acolo și ce frumos a fost și cât de mult ți-a plăcut și cât de mult bine ai creat. Și frumosul e tot ceea ce am creat noi. Filozofia mea este ceva de genul, indiferent ce se întâmplă și unde te duci și ce faci, este mereu vorba despre tine. Ești mereu personajul principal al vieții tale. Chiar dacă pare că nu ești. Deci avem karma de neam care vine din spate și de jos. Ca poziționare, ca imagine, dacă vreți, când vă gândiți la noțiunea asta. Deci am vorbit până acum despre strămoși. Ce sunt strămoși? Sunt entități, sunt spirite, ca și noi. Ok? Ei fac parte din neam. Deci în karma de neam avem spirite și entități. Logic? E una. Spirite și entități. Tot așa în karma asta de neam este suma tuturor gândurilor emise vreodată de strămoșii ăștia din neam. Toți,
toate gândurile, tot ce au emis ei. Și ce emitem și noi, evident. Toate gândurile, toate cuvintele vorbite de ei vreodată de când s-au întrupat și și-au experimentat viețile pe pământ. Acțiunile care le-au făcut. Deci toate situațiile prin care au trecut și toate acțiunile pe care le-au manifestat. Faptele și, bineînțeles, consecințele care au urmat după. Toate fac parte din karma de neam. Deci avem strămoșii, care sunt entități spirite. 1. Avem gânduri, cuvinte, acțiuni, fapte și consecințe care sunt toate ce? Ce pot fi? Informație. Sunt toate informație? E doar informație. Ceea ce gândesc e o informație. Ceea ce scot pe gură, ca și cuvinte, sunt informație. Felul în care acționez e tot informație. Și emoția este informație. Da? Faptele la fel, consecințele la fel. Deci avem spirite, entități și avem informație. Și mai avem ceva. Tot universul și toată creația și tot ce există ever, 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 inclusiv blocul, pietrele, metalul și așa mai departe, sunt ce? Energie. Aici, energie. Energie care are vibrații diferite, dar este energie. Vibrația deja este un atribut al energiei. Deja îl clasificăm. Dar la bază este energie. Punct. Aici am vrut să ajung. Karma de neam, ca orice altceva în universul ăsta, e formată din energie, informație și spirite, entități. Asta e informație pe care informație, legea universală pe care o puteți aplica în absolut orice, nu doar în karma de neam. Totul e format din energie, informație și entități. De ce mă gândesc eu că vă ajută? Pentru că indiferent ce situație întâlniți, puteți defalca situația, o puteți împărți în bucățele mici. Adică în energia care o conține, în informația care o are și entitățile despre care este vorba. O să vedeți pe parcurs dacă vă ajută sau nu. Pe mine m-a ajutat foarte mult. Și în terapii, și în decriptarea unor situații, și în rezolvare mult mai ușoară, pentru că am luat-o pe bucățele. Credeți că e poveste sau realitate? Karma asta de neam. Karma de neam, dharma de neam. Depinde. Pentru mine e realitate. Dar pentru fiecare dintre voi, doar voi decideți cum este într-un anumit moment. Nu e bine, nu e rău. Este doar așa e. Deci este... Într-un moment puteți gândi, este o mare tâmpenie, nu există, lăsați-mă cu informațiile astea. Este perfect așa. De ce? Indiferent ce gândim sau vorbim, universul va tinde să ne arate adevărul și să ne-l scoată la suprafață. De-aia nu este o problemă sau greșit sau rău dacă într-un anumit moment gândim eronat sau acționăm eronat. Sau împotriva noastră. Sau mai știu eu cum. Da? Universul e mereu lângă noi. Și tendința firească și naturală este să ne ajute să vedem adevărul divin. Mai cu bune, mai cu rele, mai cu șuturi, mai fără șuturi, dar tot către el ne împinge. Trecem la dacă o simțim, dacă o vedem, dacă ne afectează. De simțit efectiv, până acum, n-am simțit-o. Nu pot să spun că... Sunt momente în care
Nu, altceva vreau să zic. Ziua când ne mișcăm și suntem în acțiune și nu suntem atenți, categoric nu o simțim. Energia care vine pe noi sub formă de karmă de neam vine constant, vine și ziua și noaptea. Noi suntem conectați cu strămoșii și ei sunt conectați cu noi non-stop, fără pauză. Ziua când ne mișcăm acasă, la muncă, gândim, acționăm, consumăm din toată energia asta și o transformăm în altceva. În schimb, seara ne întindem la odihnă și la somn și stăm nemișcați. Corpul se odihnește, mă rog, ne mai mișcăm, dar în orice caz nu ca pe parcursul zilei, asta e clar. Da. Deci lăsăm corpul să se odihnească, noi la nivel de spirit poate mai plecăm și noi ne mai deconectăm de limitările acestui corp și ne trezim a doua zi dimineață și câteodată, mie mi s-a întâmplat, da, ne trezim așa mai neplăcut. Măi, dar ce am făcut ca seară am adormit atât de bine? Eram bine, nu mă durea capul, eram foarte bine, mi-era emoțional, eram liniștită. Și acum mă trezesc dimineața și trag de mine, mă doare capul, îmi vine să vomit. Ce gândesc, de ce am gândurile astea în cap? Poate fi încărcare de karmă. Deci poate fi pur și simplu de la karma de neam. Nu exclusiv, dar în funcție de valorile karmei de neam, poate fi de la ea. Da? Dacă dintre voi sunt persoane care văd dincolo, poate fi văzută. Nu știu că văd eu dincolo. Ideea e că eu simt tot, am și tendințe să văd ceva. Poate fi, da, deci poate fi, dar decriptările pot fi un pic eronate, adică... Asta e că oricum, în fiecare noapte, umblu... Ai treabă. În buimacă sau poți să fiu nervoasă și să tăbar pe soț. Ce ai făcut? Ce... El e de vină. Ia, ce ai visat? Mă întreabă din start. S-a obișnuit. Ce-am mai făcut de data asta? S-a obișnuit, da. Da. Da, deci poate contribui și karma de neam. Cu ce? Cu amalgamul de informații, informații, da, amalgamul de informații, adică gândurile, cuvintele, acțiunile strămoșilor, care nu știi cum se așează în câmpurile tale după o noapte întreagă și felul în care tu le decriptezi a doua zi. Ca a doua zi poți să le decriptezi, da, haos, exact. Deci poate să fie pur și simplu descărcare. Noi suntem ca niște vase. Seara avem o energie, depinde ce am făcut în ziua respectivă și dacă am avut și grijă de noi, să ne curățăm, să fim bine, să vasul arată într-un fel. Și noaptea, cât stă vasul la încărcare, că vine în el, se acumulează și dimineața ne trezim și suntem diferiți. Vedem noi cu ce ne-am trezit. Da. Cum ne afectează? O luăm pe bucățele. Avem, o putem defalca în două, karmă de neam feminină, de pe partea mamei, nu înseamnă că e mama de vină, ci mă duc pe neamul mamei. Și karmă de neam masculină, de pe partea tatălui. Și atunci mă focalizez pe parte masculină. Cum mă afectează în viața de zi cu zi? Care sunt manifestările karmei de neam în viața de zi cu zi? Ca eu să încerc să le decriptez corect și să pot să și fac ceva în sensul ăsta. Bun. Pe partea mamei. Înseamnă energie in. Mama înseamnă energie in. Cum mă afectează? Păi mă afectează conform caracteristicilor energiei in. Adică emoțional. Pe partea emoțională în mod special. Acolo mă afectează ceea ce vine de pe karma de neam feminină. Exemple de cum mă afectează. Probleme emoționale. Suferințe emoționale nejustificate.
mă trezesc dimineața, de exemplu, și mă apucă jalea și nu știu de ce plâng. Nu mă simt bine și efectiv sunt așa de tristă și de deprimată când ieri nu eram. Deci poate fi din nou pur și simplu descărcare. Slăbiciune emoțională. Gestionez emoțiile un pic mai greu. Bineînțeles că nu e doar karma de neam de vină pentru toate astea. Eu am rezonat cu neamul respectiv și cu bune și cu rele, deci bubele neamului, ca să le zic așa, punctele negre ale neamului, sunt similare oarecum cu ale mele. Și în momentul în care mă încarc și cu karma de neam, problemele mele sau ceea ce am eu de înțeles în adevăr divin, din atâta, da, dintr-o bucățică așa, mai vine din spate energia și informația și mi le face atâta. De ce mi le face atâta? Ca eu să le văd mai bine și să mă deranjeze și să încep să lucrez cu ele, să le schimb. Da? Deci karma de neam nu e de vină, ci îmi potențează ceea ce eu am de lucru cu mine. Le face mai mari. Dacă eu am rezolvat un lucru și nu-l mai am în mine, nu mă mai deranjează, chiar dacă vine din spate, el vine, eu îl sublim, îl transform în altceva, nu mă afectează, nu mai intru în el, nu mă mai deranjează, nu-l mai văd. Trec pur și simplu, a venit, ok, bun, mă curăț, și a trecut. Și asta e tot. Da, dar când începe să mă afecteze și îmi sare în ochi și mă doare și îl simt, e și al meu. Am o problemă. Ia să mă uit un pic la el să văd despre ce e vorba. Deci pe parte feminină, ceea ce vine de la strămoși, ține de emoțional. Pot să am relații de iubirică grele. Sunt și relațiile mele de iubirică de așa manieră, da, deci eu ca spirit mă manifest în cuplu un pic mai dur, dar este și din spate energia care vine și potențează lucrul ăsta. Și atunci o să le am și mai dificile. Și bineînțeles, am relații dificile cu tot ceea ce înseamnă feminin. Cu mama, cu sora, cu bunica, cu surorile, cu femeile la modul general. Deci dacă am la modul general probleme cu femeile și văd lucrul ăsta, trebuie să mă uit și la karma de neam. Da? Să văd cât la sută am și de acolo. Că dacă încep să rezolv neamul, problemele astea în viața de zi cu zi se diminuează. La un moment dat nu mă mai afectează. Și mai avem ceva. Rezistență scăzută la agresiuni de toate tipurile pe emoțional. Adică vine unul la mine și începe să se manifestă urât, mă jură, țipă, mă manipulează emoțional și eu imediat sunt gâsculiță și mă doare așa de tare și sufăr așa de mult și după eveniment îmi ia o lună de zile să-mi revin. Asta înseamnă rezistență scăzută la agresiuni exterioare pe emoțional. Și poate fi și datorită karmei de neam feminine. Da, voi fi o găsculiță la nivel profund, dar karma de neam vine și ea și mă face... Uite atâta! Da, de-a dreptul. Asta pe parte feminină. Ne mutăm la cea pe parte masculină. Masculinul ce înseamnă? Nu este emoțional. Masculinul este rațional. Mentalul. Înseamnă rațional. Înseamnă autoritate. Ăsta e masculinul, yang-ul. Înseamnă putere. Ce mai înseamnă? Acțiune. Acțiune, exact. Astea sunt. Acțiune. Și atunci, când am o karmă mai grea masculină în viața de zi, o să-mi pună piedici cum? Păi o să am piedici în toate relațiile cu autoritățile, indiferent care sunt astea. Autorități. Șef, poliție, guvern, judecători, autorități de toate felurile care se manifestă către mine. O să am
probleme sau piedici sau o mișcare mai greoaie, în rațional, gândesc un pic mai greu, iau decizii mai greu. Nu le iau, vine situația, am luat decizia imediat. Nu, îmi iau un timp, stai puțin. Deciziile merg un pic mai greu. De ce? Pentru că karma asta de neam masculină vine efectiv și se pune ca o căciulă mare de tot pe cap. Chiar o poate fi vizualizată. Mare de tot, o pălărie din aia se așează pe tine. Puf! Și îți blochează mentalul. Aici, tot. Cu informație și cu energie. Care se va manifesta în realitatea ta exact așa. Probleme cu autoritatea, probleme cu gânditul, raționalul. Iau decizii mai greu, mai anevoios. Am relații mai grele, mai anevoioase cu banii și cu afacerile. Pentru că acțiunile mele în exterior, Yang înseamnă acțiune, Yang înseamnă bărbatul merge, se duce, face bani, întreține. E, o să am probleme cu a acționa și cu a face bani și cu a avea afaceri așa de repede cum vreau eu. Poate fi, da? Deci karma de neam mă poate afecta într-un anumit procent pe drumul ăsta. Relații grele. Relații grele, mai dificile cu tot ce înseamnă masculin. Cu tata, cu bunicul, cu fratele, cu partenerul și cu toți bărbații care îi întâlnim pe parcursul vieții. Cu cât e karma mai densă, cu atât se va manifesta în realitatea noastră. De ce? Iarăși, ca să o vedem și să o rezolvăm. Pentru că în momentul în care am venit aici la întrupare, deja ne-am asumat să avem grijă de strămoși. Este un contract pe care îl avem toți, fără excepție. Nu există excepție. Atâta timp cât respirăm aici pe pământ, avem strămoșii cu noi și ne-am angajat să-i ajutăm. În ce sens? Tot ce schimbăm în noi, în adevăr divin, se propagă și la ei. Tot ce înțelegem noi și curățăm între ghilimele și ne mutăm de pe nivelul ăsta pe nivelul ăsta, se propagă și către ei. Deci este evoluție în grup. O parte frumoasă care îmi place, cum o cuantificăm și cum o măsurăm. Câți dintre voi v-ați întâlnit cu ansa și cu raportorul și cu radiestezia? Ho, frumos! Este acolo un parametru minunat care se numește EBF. Energie benefică fundamentală. Și care este un procent din 100% benefic. Putem măsura orice energie, orice situație, orice spațiu, orice persoană, orice structură avem noi, să vedem care este nivelul de energie benefică fundamentală a acelui ceva. Adică, cât este benefic și propice vieții și cât este mai puțin benefic și creează piedici. E în sens invers. Și atunci pot să măsor. Când vine cineva la mine, îi măsor. Care este EBF-ul karmei de neam de pe partea mamei? Și îmi dă o valoare. Dacă îmi dă o valoare, să zicem 35, înseamnă 35%. Ce înseamnă asta? Că 35% din strămoșii de pe partea mamei mă susțin, sunt în adevăr divin, vin către mine cu energie benefică și 65% nu e așa de benefică și îmi vor crea piedici. Și la fel, măsor EBF-ul karmei de neam de pe partea tatălui și îmi dă și acolo o valoare. A, și de pe partea mamei, dacă îmi dă așa, e clar că voi fi atentă la tot ce înseamnă relaționare cu energia in și cu atributele in. Și la fel măsor EBF-ul karmei de neam de pe partea tatălui ca să văd și acolo, în rațional, în acțiune, în afaceri, în bani,
cât de mult mă ajută și cât de mult mă împiedică. Nu sunt ei de vină pentru toate piedicile mele. Bineînțeles că nu. Dar măcar am niște informații și atunci îmi pot canaliza niște resurse astfel încât să schimb valorile astea, să le am în vedere, să le urc. Ca ceea ce vine pe mine în fiecare zi să mă împiedice din ce în ce mai puțin. Nu spun să mă credeți, vă dau niște informații și resurse și dacă vă apucați de ele consecvent, o să vedeți rezultate cam în 3-6 luni. Deci nu de pe o zi pe alta, dar în vreo 3-6 luni, da, apar rezultatele. După care puteți spune, mi se pare, nu este așa, nicio problemă. Vă opriți din ceea ce faceți, mai lăsați o lună, două, trei, vedeți ce se întâmplă. Că așa se capătă termenul de comparație. Cum mă simt când fac ceva, cum mă simt când nu fac. Ce vine pe mine, care sunt structurile mele energetice. Văzând și făcând. Deci o identificăm și o cuantificăm foarte bine prin măsurători radiestezice. Cum stau nene cu karma de neam? E karma sau e dharma? Și după ce stabilesc care sunt valorile respective, încep să caut soluții cum să mă ajut eu pe mine ca să-mi îmbunătățesc valorile astea, ca să-mi îmbunătățesc ce? Viața mea de zi cu zi și confortul. Că până la urmă e vorba despre noi. Că nu degeaba mă duc să stabilesc ce karmă de neam am. Înseamnă că ceva mă deranjează, înseamnă că vreau un pic mai mult, înseamnă că vreau mai mult confort. Și atunci, cum o folosesc în avantajul meu? Păi, am zis că este energie, informație și entități. Da? Găsim în karma asta. Karmă, dharmă, îi spunem norul ăsta de la strămoși, strămoșii din spate. Conține energia, informația de la ei și ei. Este o energie cu care ne încărcăm, nu de sus, deci nu e cu lumină. Este de aici, de la pământ. Deci este cât se poate de telurică. Deci este o energie densă, este o energie ca. Care, ce să vezi, ne dă, cum îi spunem, ne dă vitalitatea de a ne mișca în dimensiunea asta. Deci puterea de mișcare în dimensiunea asta, să știți că nu o avem de la lumină. O avem de la întuneric și o avem de la teluric. Dacă n-am avea teluric, am levita așa și am fi într-o stare din aia de beatitudine, nu ne-ar mai trebui nimic, n-am face nimic aici. Vitalitatea, forța de muncă, dorința de a săpa în grădină, dorința de a da cu aspiratorul, vine din teluric. Și atunci, energia din karma de neam o putem considera un avantaj, faptul că ne încărcăm cu ea ca să ne mișcăm aici și acum. Numai că, dacă noaptea nu dormim, înseamnă că pe parcursul zilei am avut atât de multă energie, inclusiv de la karma de neam, pe care n-am transformat-o pe toată și o avem încă în noi. Și nu putem să dormim, pentru că cu energie telurică nu dormi. Te miști, te duci, te învârți, alergi, ieși în fața blocului, faci niște maratoane. Da. Cu teluric nu dormi, cu teluric te miști. Cu lumină dormi. Dacă vrei să dormi, atunci trebuie să bagi curățări multe ca să aduci aport de lumină multă ca să dormi. Că altfel nu merge. Deci putem folosi și în sensul ăsta. Ce am nevoie acum? Păi am nevoie de mișcare și de vitalitate. Ok, mai atunci mă încarc cu întuneric și cu vitalitate. Nu mă încarc cu lumină. Nu vreau să dau cu aspiratorul și eu îmi fac autotratament că o să adorm. Am întrebat. Da. Eu personal nu visez niciodată, dorm ca un bebeluș. Foarte bine, minunat. Minunat. Dar constat că unii au romane întregi. Da, au treabă foarte multă. Suntem unici. Interiorul nostru și informațiile noastre din interior iarăși sunt unice. Și atunci nu putem lua persoanele decât punct cu punct, fiecare persoană în parte. Dacă tu dormi ca un bebeluș, este minunat. Este foarte bine. Înseamnă că îmi fac plăcerile peste zi. Dacă decriptezi așa, e perfect. Da. Ok. Da. Evident, în orice caz,
Atunci când ești curat și ești plin de lumină, da, și ești plin de lumină, n-ai niciun gând. Deci aici e blank, total. Nu trec gânduri multe. Gândurile, și acum vă dau din casă așa un pic, gândurile, mai ales gândurile care se învârt și mamă ce de gânduri am, sunt așa, suport de energie, energie. Informația, adică gândul care se trece pe aici așa, la care, cuvintele care le-au auzit în cap, și mai e și o entitate, care este de obicei un șerpișor. Așa se vede dincolo. Dacă am vedea dincolo, am vedea șerpișor. Și atunci când avem multe, multe, multe gânduri în cap, ce să vezi? Avem așa ca o pălărie cu foarte mulți șerpișori care se împărt în jurul capului nostru. Nu. Da, exact. Mulți, 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 mulți. Deci asta e imaginea. Când suntem inițiați Reiki și am început și noi să învățăm, să ne curățăm, ne activăm palmele, dăm drumul la lumină și în momentul în care le ținem aici, sublimăm, transformăm energia respectivă de vibrație joasă în vibrație înaltă, că am dat drumul la lumină, informația care este acolo se anihilează, pur și simplu se anihilează, da, dispare, și entitatea respectivă, dacă alege să urce, se încarcă cu lumină și urcă, dacă nu vrea să urce pentru că are liber arbitru, coboară și pleacă de pe tine. Și îți cureți capul. După jumătate de oră de stat cu mâinile pe cap, zici, nu mai am gânduri și mi se face și somn. E bine. Sunt curat. Da? Deci până și șerpișorii ăștia care umblă pe în jurul capului nostru au liber arbitru dacă să urce mai departe sau să coboare că mai au pe aici treabă. Dacă nu pleacă, se întâmplă altceva. Sunt ai tăi proprii și personali. Nu au venit, nu te-ai încărcat cu ei. Sunt informația ta de la nivel profund pe care tu trebuie să vezi dacă mai e adevăr pentru tine sau e cazul să o schimbi în altceva. Și asta înseamnă lucru cu umbra ta proprie. Pe care toți o facem, fie că vrem sau nu vrem, numai că avem ritmuri diferite. Viața te împinge să faci. N-ai cum. Toate situațiile care îți vin în viață te împing ca tu să-ți schimbi interiorul către adevăr divin. Deci n-ai cum să nu lucrezi cu tine. Numai că ne mai încăpățânăm din când în când și atunci situațiile din viață vin sub formă de șuturi zdravene ca să ne mișcăm mai repede că suntem lene și stăm pe loc. Și divinitatea zice, vezi că pierzi vremea și ai nevoie de un impuls mai mare pentru că dormi. Și n-ai venit să dormi. Ai venit să faci treabă. Deci, cum putem folosi karma în avantajul nostru? Mișcare. Sport, mișcare, o transformăm în altceva. Nu stăm cu ea. Nemișcarea și statul în casă este cea mai proastă alegere. Cea mai proastă ever. Oricât de rău ne simțim și cât de mult am vrea să stăm să zacem, este iarăși cea mai proastă alegere. Pentru că mișcarea ne mișcă energiile, transformă stagnarea în mișcare și ne revenim. Altă formă de lucru cu karma de neam este îmi cumpăr efectiv lumină din exterior, de la terți. Prima pe listă de cumpărat lumină cum e? Liturghiile, pomelnicele și acatistele. Deci eu nu vă îndrum să mergeți la biserică, să stați la slujbe sau să vă ploconiți acolo pentru ceva. Vă îndrum pur și simplu să folosiți biserica ortodoxă care s-a angajat în viața asta să se roage, ăla e jobul lor, să se roage pentru neam, pentru noi, pentru, aia e treaba lor. Deci să folosiți acest instrument și să mergeți să vă cumpărați lumină de acolo. Dau liturghie. Eu, de exemplu, dau la peste 10 mănăstiri, pomelnice, acatiste, liturghii și le am active non-stop. Am încercat varianta. Cu ele, fără ele. Cu atâtea, cu mai puține. Da? Deci am încercat pe pielea mea să văd cum mă simt, cum mă trezesc dimineața, cum sunt într-o săptămână, cum sunt într-o lună.
și la ceea ce eu fac, am ajuns la concluzia că mă simt bine, adică mă ajută, simt ceva, simt că mă ajută, când îmi cumpăr din exterior, din 10-15 locuri diferite, în același timp, nu unul după altul, în același timp. Adică dau, de exemplu, ca să nu mă duc în fiecare zi, dau liturghie pe 100 de zile, las 100 de lei și scriu data. Îmi notez când am dat-o și știu când îmi expiră. Deci este exact ca la magazin. Deci îmi cumpăr lumină de la Biserica Ortodoxă sau creștină, fiecare cum e botezat. Mai îmi pot cumpăra lumină când mă duc să-mi facă alții terapie. Mă curăță alții, nu mă curăț, eu mă duc la alții. Păi ei mă curăță, preiau de la mine și eu le dau bani, ei plătesc. Da? Deci îmi cumpăr efectiv lumină. Și bineînțeles, cea mai frumoasă este când învățăm să ne facem autotratament și să ne curățăm câmpurile și structurile noastre energetice noi singurei. Și să începem să ne simțim fiecare câmp și structură când nu e bine. Ca să putem ști ce avem de făcut. Program de rugăciuni. Rugăciunile, știți cum acționează rugăciunile? Pot să spun rugăciune și să nu cred că îmi trebuie sau că o simt. Nu o simt. Când mă apuc să spun rugăciuni, din alea frumoase, fără blesteme, fără afurisenii, fără, da, alea cu EBF, bun, fără, alea frumoase. Încep să spun rugăciune. Simplu fapt că scot cuvintele respective care au o vibrație mai înaltă, în interiorul meu, particulele din mine, de suflet, încep să schimbe vibrația de pe nivelul ăsta pe nivelul ăsta și încep să lumineze. Exact așa, dacă ne uităm dincolo, încep să lumineze. Eu încep să luminez din interior către exterior. Deci pot să nu cred în rugăciunile alea, simplu fapt că le spun jumătate de oră, o oră. Deci încep să mă aprind la nivel interior ca becul, ca farul, luminez din interior către exterior și lumina asta îmi curăță toate structurile până la câmpurile exterioare. Uite așa. Și mă simt mai bine. Asta e programul de rugăciuni. Aprins lumânări și să le consacru. Pelerinaje la moaște mai pune în capul, că acolo e vibrație înaltă și mai curăț capul. Plimbările în natură, efortul fizic în natură, bine, natură, pădure mai fără oameni, vârf de munte mai fără oameni, locuri din astea așa mai... Pentru că unde este mulțime de oameni, este și mulțimea de energie, informație, șerpișori. Și atunci poate fi vârful unui munte, dar dacă este plin permanent de oameni, mă curăț sau nu mă curăț? Mă curăț sau mă încarc? Nu se știe. Baia în apă cu sare, măcar o dată pe săptămână, curăță. Sarea curăță. Sarea curăță, punct. Așa. Și cele mai importante, educația spirituală. Când merg la cursuri, seminarii și încep să învăț spiritual ce e cu mine, ce caut aici, și îmi schimb toate imaginile interioare despre universul în care trăiesc, toate astea schimbă total structurile mele, tot ce vine de pe neam, deci asta e creșterea spirituală și creșterea în conștiință și tot ce schimb la nivel interior e de bază și până la urmă cu astea plec înapoi. Din neam ce mai rămâne, rămâne și pentru urmași. Rămân aici. Nu plec cu acele energii și informații. Alea rămân tot aici pe pământ pentru cei care rămân după mine ca să le ducă mai departe, pentru că ăsta e contractul. Fără strămoși, n-avem cum să fim. Că n-avem cum, că altfel n-avem cum să ne întrupăm. Dar când plecăm dincolo, nu plecăm cu neamul, plecăm cu ceea ce am schimbat în noi și ce am înțeles noi despre experiența asta. Și asta e de bază. Și schimbă și pe ei, bineînțeles. Dacă noi cât suntem aici întrupați, schimbăm în interiorul nostru și lucrăm inclusiv cu trecutul, îl putem schimba efectiv. Nu schimbăm faptele, dar schimbăm întreaga energie din spate.
și informații. Și energie și informații. Nu schimb spiritele, nu schimb acțiunile, dar în rest schimb tot. Toată linia din spate se așează diferită. Le-am cam parcurs pe toate. Nu știu cât a trecut. A trecut o oră. Întrebări? Deocamdată. La peșteri. Da. Energia. Da. Am fost la mai multe peșteri. Uh-huh. Nu s-a întâmplat nimic. Uh-huh. În schimb, doctor, mă duc la Polovraci. Da. Nu pot să... Adică merg, eu știu, intru în peșteră, nimeni n-are nimic pe drumul. Da. Și pe mine mă pomnește din toate părțile. Mi-e frică să nu calc acolo. Pot fi mai multe cauze. Pot fi mai multe cauze. Și nu-mi dau seama, am crezut că peste tot m-am dus la altă peșteră, la peștera Bobii, spectaculoasă. N-am pățit nimic. Deci numai acolo. Ideea este că veneam de la părintele Arsenie, mă rog, din zonă. Da. Așa. Eram destul de obosită. Acolo toată lumea n-avea nicio problemă, mai eram nebună, nu am înțeles ce mi se întâmplă. Zic, domnule, ce am, cap pe jos, ce fac aici? În fine, m-am gândit că sunt obosită. Când am ieșit din peșteră, cum erai? Surprinzător, eram cel că atunci m-am trezit din somn. Uh-huh. Și nu-mi dau seama de ce numai acolo. Nu înțeleg. Ideal ar fi să stăm de vorbă în privat, pentru că se fac niște măsurători. Poate fi vorba să ai tu trecut și structuri acolo. Pe ce m-am măsurat eu, mă rog, acum nu știu.